Din păcate, astăzi asistăm la această reabilitare a păgânismului, a sexualizării copiilor. Toate aceste forme de patologie socială la care noi privim uneori deconcertați și nu neapărat neputincioși, dar șocați, toate acestea sunt rezultatul unei îndepărtări de cultura vieții și a învierii noastre în Hristos. Poate că cel mai simplu, ca să ne dăm seama cum arată o cultură creștină plină de nădejde a învierii, este să te uiți mai întâi la cum arată o cultură necreștină a morții. Și să vezi cum tratează, în general, societățile secularizate, societățile materialiste, atee, toată problematica aceasta a demnității fătului nenăscut, toată problematica, până la urmă, îmbătrânirii. Gândiți-vă că suntem într-o societate în care eutanasia, este deja legală în multe țări occidentale. Asta înseamnă că poți să decuplezi de la niște aparate o persoană care este suferindă, pur și simplu, nu-i dai neapărat șansa unei revitalizări sau chiar a unui dialog cu, de ce nu, un consilier spiritual sau un duhovnic. Avem de asemenea o atitudine cinică când vine vorba de făt, copilul din pântecele maicii poate să fie practic eliminat, distrus în anumite societăți occidentale, chiar și în una șaptea, chiar și în una nouă, au spus unii. Deci avem o imagine a culturii morții care ne înspăimântă, care ne înfricoșează. Și întrebarea este cum s-a ajuns aici? Și răspunsul este simplu. Neglijând această afirmație esențială, centrală, din întreaga Biblie, Noul Testament, e doar o completare a Vechiului Testament, dar în Vechiul Testament și în Deuteronom mai, speci mai special și mai specific. Ni se spune alege viața. Și de atâtea ori, omul, în loc să aleagă viața, alege moartea. Există moartea în sens spiritual, care este păcatul. Moartea este opoziția pe care omul o alege să o facă în raport cu Dumnezeu. Poți să alegi, de pildă, să fii insensibil, adică mort, la chemările sale. El te cheamă să trăiești o viață plină de armonie, tu alegi dezordinea, tu alegi haosul. El te cheamă să zâmbești și să fii bucuros, nu? Spune Evanghelia, bucurați-vă pururea în Domnul, mai precis Apostolul Pavel. Noi alegem depresia, noi alegem adesea o stare de melancolie. Gândiți-vă la Emil Cioran, apropo de cultură secularizată. Cioran și-a risipit toată viața făcând această exegeză a neantului. Până la urmă era un fiu de preot. De ce nu a ales să îmbrățișeze mai degrabă lumina și S-a lăsat sedus de către întuneric. Uitați-vă la viața lui Friedrich Nietzsche, care la rândul său era până la urmă un fiu de pastor, să nu uităm. În loc să adâncească teologia muzicală a lui Johann Sebastian Bach, era până la urmă cel mai ușor să se înscrie în această tradiție protestantă a marilor concerte sau a marilor uh, of piese muzicale oferite lui Dumnezeu. El a ales odată muzica lui Wagner și apoi a ales să fie un contestatar al crucificatului, semnând anumite texte de ale sale cu formula aceasta Zeul Dionisios, care era de fapt un zeu al beției, un zeu al destructurării, un zeu al până la urmă plăcerilor joase. Deci avem foarte multe elemente în cultura occidentală de rebeliune, de protest, de înstrăinare față de mesajul cristic. Și toate aceste elemente pe care le-am schițat conduc spre moarte. Gândiți-vă la rebeliunea din pundere politic pe care o exprimă în frații Karamazov, de pildă Ivan, care este intelectualul prin excelență. Gândiți-vă la demonii lui Dostoevski care ne arată în prim plan, aș spune, o sectă, secta condusă de Stavrogin care hotărăște să pur și simplu dea foc unei cetăți, unui oraș în numele progresului, în numele unei ideologii de emancipare. Gândiți-vă la acest manifest al Partidului Comunist, al lui Karl Marx, care propune nimic altceva decât abolirea familiei, abolirea religiei, în numele, atenție, unei utopice proiecții într-un viitor de aur a legalității. Și ce s-a întâmplat? Când oamenii s-au rupt de Hristos și de promisiunea aceasta a învierii în sens chiar fizic în împărăția lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Oamenii au început să se urască. Mai întâi, și apoi să se ucidă unii pe ceilalți. Gândiți-vă la această demență a nazismului, care detesta din toate punctele de vedere acest mesaj al compasiunii creștine. Pentru Hitler, în mod particular, creștinismul era vinovat de această îmblânzire a omului. El visa la bestia blondă care să stăpânească, evident, toată Europa și care să introducă aceste ierarhii rasiale punând, nu așa, rasa ariană deasupra tuturor, Hitler spera că va putea elimina încet, încet toate celelalte rase inferioare. Această viziune sălbatică că ce-a produs? Al doilea război mondial. Ce-a produs? 50 de milioane de morți. Ce-a produs? Holocaustul și Auschwitz. Prin urmare, n-ai cum să nu observi că ai în fața ta, și dacă ești un observator secular cu, aș spune lentile sociologice neutre, Pur și simplu ai întotdeauna de ales într-o cultură a vieții și o cultură a morții. Chiar dacă la început ideologia pe care tu o îmbrățișesc ca alternativă la teologia creștină nu este neapărat evident legată de o propunere a măcelului absolut, în 2, 3, 5, 7 ani vei descoperi că softul acelei ideologii Presupune, la un moment dat, și lichidarea adversarului. Gândiți-vă că, pentru Marx, noțiunea de rațiune dialectică era extrem de seducătoare. Conceptul de, de, de dialectică a fost introdus de către Hegel, care spunea că poți zice în același timp două lucruri contrarii și ambele au, într-un fel, aceeași veracitate sau veridicitate. Cu alte cuvinte, eu pot să spun că e nevoie de uh, agricultură și, în același timp, să spun că trebuie să-i ucidem pe agricultorii mai buni. Acest lucru s-a întâmplat în Rusia sovietică, în Ucraina, în perioada Holodomor, s-a întâmplat și în România, adică cei care au fruntașii agriculturii noastre, românești, care au chiaburi, care au bog bogați sau înstăriți, au fost lichidați. În același timp, comuniștii au vorbit despre importanța recoltelor, despre importanța creșterii recoltelor și așa mai departe. Această aparentă contradicție era rezolvată în mintea marxiștilor, inclusiv în mintea lui Nicolae Ceaușescu, spunând următorul lucru. O vreme trebuie să facem răul, ca mai târziu să facem binele. Putem acum să ucidem niște chiaburi, pentru că mai târziu vor apărea roadele. Și această rațiune dialectică, vedeți ce frumos sună? Noțiunea de rațiune dialectică este, de fapt, un, un concept diabolic, din punctul meu de vedere, mincinos, care îți acoperă și îți suspendă etica tradițională a, de pildă, decalogului, care zice pe șleau să nu ucizi. Dar, vedeți, oamenii au această capacitate uluitoare, sub tentația șarpelui, de a produce semne, cuvinte, o retorică întreagă, mincinoasă, evident, seducătoare și mincinoasă, care acoperă aceste enunțuri de bază ale scripturii și pentru că nu s-a mai predat scriptura în școli și pentru că am scos Biblia din tribunale și pentru că n-am mai făcut din studiul acesta al cărții, cărților o componentă normativă a formării intelectuale a oricărei elite în lumea occidentală, din păcate astăzi asistăm la această reabilitare a păgânismului, a sexualizării copiilor, toate aceste forme de patologie socială la care noi privim uneori deconcertați și nu neapărat neputincioși, dar șocați, toate acestea sunt rezultatul unei îndepărtări de cultura vieții și a învierii noastre în Hristos.